Hainele ne podobesc trupul și ne transformă în fiecare zi, pe când esența unui parfum ne nobilează pielea și ne creează un univers de visare. Life Christian este la origine designer de interior, cu un stil foarte opulent, la modul că atunci când redecorează o casă, o gândește cu câte un candelabru mare de cristal în fiecare cameră, chit că e hall, bucătărie. Pe la sfârșitul anilor 90, 98, 99, când redecora o casă în Londra, a descoperit unde șumea acelei case o sticluță verde cu parfum, asemănătoare cu asta. Și i-a plăcut foarte mult cum mirosea, a făcut cercetări, a aflat că aparținea Crown Perfumery, care era parfumeria reginei Victoria, și la momentul respectiv era în faliment. S-a hotărât să o cumpere, a rebranduit-o, i-a spus Clive Christian, iar parfumeria veche avea undeva la 180 de rețete de parfumuri. În schimb, el a spus că vrea să facă doar 3 parfumuri pereche, și de bărbați și de femei, și să folosească cele mai rare și mai scumpe ingrediente din lume. Number one este cel mai scump parfum din lume, este în Guinness Book of Records și este cel mai scump parfum din lume datorită lichidului. Ingredientele pe care le conține sunt foarte rare și foarte scumpe. De exemplu, are lemn de santal indian, are trandafir de mai, care nu înflorește decât 3 săptămâni pe an și pentru ala o picătură de esență sacrifică 130 de fire. Mai are o vanilie din Tahiti, care înainte de a fi folosită se lasă la macera 6 luni de zile. Deci este strict datorită ingredientelor pe care le conține. Vine în două variante, odată 50 ml extract de parfum, iar a doua variantă este o sticluță asemănătoare de 30 ml din cristal de bacara cu un inel de aur de 24 de carate. Vine cu un inel de diamant, cu diamant, și parfum pur la 30 de mililitri. Brandul Nasomato e relativ nou pe piață, e avantgardist, nonconformist, este un brand italienesc creat de Alessandro Gualtieri, care are și o poreclă în lumea parfumerilor, și anume nasul nebun al Italiei, de aici și numele Nasomato, iar el face parfumuri ușor mai deosebite. De exemplu, Duro, spune că reflectă masculinitatea la extrem și este un parfum foarte lemnos cu note de patchouli, gaiac, santal, vetiver. Black Afghano, iar care șochează puțin prin culoarea lui pentru că este negru, este, din câte știu eu, singurul parfum din lume care conține hashish și el spune că este de cea mai bună calitate din Afganistan. Un altul foarte interesant este Narcotic Venus, care spune că este parfumul potrivit unei femme fatale. Comme des Garçons este un brand mai nonconformist. Sunt originari din Japonia, dar stabiliți în Franța. Sunt renumiți că fac antiparfumuri. Bestsellerul lor, de exemplu, este Comme des Garçons 2 și are miros de cerneală japoneză de caligrafie, iar parfumerul Mark Buxton a folosit chiar tehnologie de la NASA pentru a lua exact mirosul pe care are nevoie, pentru că este un miros atipic, să zic, de cerneală. Ultimul lor parfum este SFFP și are o formă ușor mai ciudată a sticlei, pentru că a fost inițial un reboot. Iar mirosul este o combinație de scotch cu lipici industrial. By Killian este un brand franțuzesc făcut de Killian Hennessy, care este moștenitorul Imperiului Hennessy de Cognac. Bunicul lui a fondat LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, și încă de la o vârstă fragedă a trăit într-o lume a luxului. A fost parfumer pentru
casele de mass market, să zic așa. A creat pentru Armani, pentru Paco Rabanne, până când a spus că parfumurile încep să-și piardă ușor-ușor din adevărata lor valoare și s-a hotărât să își facă propria lui linie de parfumuri. A început cu The Black Masterpiece, care reflectă personalitatea lui și este combinația ideală între eleganță și lux. Un bestseller de femei ar fi Liaison Dangereuse, care a fost făcut în jurul prunei din Damasc și a trandafirului. Este un parfum de damă foarte elegant, sofisticat, sexy. Parfumurile vin la 50 ml apă de parfum într-o cutie de lemn lucrată manual. Are pe lateralul cutiei simbolul scutului lui Ahile, împreună cu o cheiță cu un ciucuraș negru care spune că protejează cel care poartă parfumul. Este cu un pad de saten care poate fi scos și folosit drept cutie de bijuterii, de butoni.